17-lea webinar împreună online, organizat de Universitatea Politehnică Timișoara, în colaborare cu Asociația IEEE România, Asociația Eden și Alianța Română a Universităților Tehnice din România. Sunt Vlad Mihăescu și alături de colegul meu Silviu Vert vom modera această sesiune dintr-o dublă postură, atât cea de membri a echipei Centrului de e-learning care organizează aceste întâlniri, dar și din postura cadrelor didactice implicate în materii de antreprenoriat, implicate pe parte de cercetare în acest frumos domeniu și de asemenea în diverse proiecte internaționale. Dar mai multe despre ce se va întâmpla astăzi îl voi lăsa pe colegul meu Silviu Vert să vă spun. Bună ziua tuturor! Bine v-am găsit! Mă bucur foarte mult să ne vedem din nou la un webinar împreună online. Despre ce vom vorbi de data aceasta, probabil știți deja câte un picuț din descrierea evenimentului. Ce aș dori să remarc este că universitățile, evident, au activitate bogată și în această perioadă de pandemie și ea nu se rezumă doar la activitățile de predare, activitățile de evaluare a studenților, proiecte de cercetare și așa mai departe. Și avem o zonă bogată de activitate și în domeniul antreprenoriatului și activităților de antreprenoriat cu studenții. Și pentru a demonstra acest lucru și mai ales pentru a discuta despre provocările pe care cu toții le-am întâmpinat în această perioadă, am invitat o serie de colegi din toată țara, în principal reprezentanții ai societăților antreprenoriale studențești de la mai multe universități din țară. Aceste societăți antreprenoriale studențești sunt entități înființate în cadrul universităților și care se ocupă, coordonează și implementează activități de inovare, creativitate și antreprenoriat pentru studenți. Și ce am vrea să povestim astăzi și să aflăm este cum a afectat această pandemie inițiativele de antreprenoriat studențesc din România, cum putem sprijini și dezvolta spiritul antreprenorial în rândul studenților, care sunt, poate, pe de altă parte, oportunitățile pe care le-a adus această situație, cum răspundem la provocările create. Și în acest scop, fără a lungi foarte mult introducerea, aș dori să-l invit pe primul speaker din această după-amiază. Este domnul profesor Liviu Cădari Brăiloiu. Este prorector al Universității Politehnică Timișoara din 2016, prima dată prorector pe cercetare academică, apoi actual pe resurse umane. Și în prezent este directorul unui grant FDI pe Societății Antreprenoriale Studențești în UPT. Liviu, te rog. Bună ziua, bună ziua tuturor. Mulțumesc pentru prezentare, Silviu. Aș dori să, în cele 5 minute pe care am la dispoziție, să rezum așa foarte, foarte pe scurt activitatea pe care mi-am derulat-o în interiorul unui proiect FDI finanțat începând cu luna aprilie și cu finalizare în decembrie 2020. Și apropo de întâlnirea noastră online, obligată, fortuită de condițiile în care ne aflăm, deși în martie, în februarie-martie, când noi am scris acel proiect, împreună cu o parte din colegii care sunt astăzi online, nu știam despre situația critică în care ne aflăm, din punct de vedere epidemiologic. Avem acolo o activitate pe care aș vrea să o detaliez într-o pagină ce vă voi prezenta. Era o activitate legată de o întâlnire pe care noi, cei care ne ocupăm, gestionăm partea de antreprenoriat în universități, să o avem. Și iată că așa s-au întâmplat lucrurile, așa s-au aranjat, mai mult sau mai puțin bine. Iată că întâlnirea de astăzi este un prilej pentru a ne întâlni cel puțin o parte din colegii care se ocupă de zona de antreprenoriat în universități. Fie gestionează proiecte finanțate prin Fondul de Dezvoltare Instituțională, fie au alte task-uri în acest domeniu.
Aș începe prin a face un share screen la o scurtă prezentare. Te rog, Vlad, să-mi confirm dacă se vede câte ceva. Societatea Amazonilor Studențească a beneficiat de, din Universitatea Bătrânia Timișoara, a beneficiat în ultimii 4 ani de un grand suport, ca și alte universități, finanțat din Fondul de Dezvoltare Instituțională al Ministerului Educației. Și în acest an, pentru preț de 7 luni, am încercat să, așa cum scrie și în acest slide, în titlu, să consolidăm rolul societății antreprenoriale studențești și a culturii antreprenoriale în universitate, mai ales că, după cum știți, probabil mare parte dintre dumneavoastră, în 11 noiembrie 2020, deci în mai puțin de o lună, universitatea noastră celebrează centenarul și ne-am gândit atunci, la momentul scrierii proiectului, că ar trebui să găsim mijloace, metode, instrumente prin care să diversificăm și să dinamizăm activitatea societății antreprenoriale din Universitatea Politehnică în pragul centenarului. Trei mari obiective propusesem noi atunci și mare parte din ele, să zicem, sunt realizate. Era vorba de a crea o rețea de studenți cu calități antreprenoriale și o să revin asupra acestui obiectiv pentru că poate că și în sesiunea de întrebări vom eu știu, atinge zona asta de modul în care ne putem întâlni cu studenții în această situație specială. Fac o paranteză, aveam de gând atunci să facem un bootcamp la care să participe o parte din studenți, să-i profesionalizăm în zona de antreprenoriat și mai departe cumva să devină vector de promovare a zonei de antreprenoriat printre ceilalți studenți universității. Din păcate, vremurile pe care le trăim atât de ciudate ne-au făcut să ne schimbăm, să zicem, strategia acelui bootcamp, care fizic, evident, în aceste condiții nu se poate realiza. O a doua latură spre care ne-am îndreptat și aici, ca element de noutate, colaborăm cu o firmă de, hai să zicem, publicitate în zona aceasta, e de a digitaliza aplicațiile, activitatea Societății Antreprenorilor Studențești, inclusiv, și aici mulțumesc unui grup de studenți limoși care ne-au ajutat la dezvoltarea de o aplicație, unei aplicații mobile, pe lângă, evident, pagini de Facebook, pagini web, aplicații mobile pentru Google Play și respectiv Apple, prin care cumva sunt replicate informațiile de pe pagina web. Pur și simplu avem acolo tot felul de lucruri care sunt cumva conexe activităților studentești legate de zona antreprenoriat, inclusiv un program de rezervare a sălilor pe care noi le avem. Avem două săli de peste 100 de metri pătrați dedicate zonei de antreprenoriat în universitate. Și începusem prezentarea mea cu acea dorință de a ne cunoaște și de a diversifica interacțiunea dintre noi, cei care, să zicem, gestionăm cumva partea de antreprenoriat. Era obiectivul numărul 3 aici, fără să știm atunci că ne putem întâlni, că nu ne vom putea întâlni decât în mediul online. Iată, e un moment să împărtășim și să realizăm schimb de experiențe și de bune practici în acest domeniu. Într-un penultim slide am aici o imagine cu aplicația mobilă care se găsește pe Google Play și care este deja downloadată de o parte din studenții noștri. Pentru început mă opresc aici și aș vrea după aceea să încerc să răspund întrebărilor dumneavoastră. Mulțumesc mult! Sper că n-am depășit foarte mult cele 5 minute alocate. Mulțumim mult, Liviu! Te rugăm să-și închizi prezentarea. Mulțumim frumos, Liviu. Verificam dacă sunt pe mult. Următorul speaker este va vorbi din partea unei alte universități locale din Timișoara. Este vorba de Universitatea de Vest din Timișoara,
Alexandru Roja este lector în cadrul Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor, unde predă mai multe cursuri și seminarii pe management strategic, etică în afacere, analiză strategică, dar și antreprenorial. Este președintele Societății Antreprenoriale Studențești din cadrul UVT din 2017, cu implicare și pe proiecte europene și cu care își asumă mereu un rol de mentor pentru studenții din UVT. Alexandru, te rugăm să ne prezinți activitatea noastră. Mulțumesc frumos, Vlad, și îi salut pe toți invitații voștri și pe studenți, cei care sunt prezenți ca participanți. Eu, înainte să vă prezint ce am făcut anul acesta, aș vrea să vă prezint un pic viziunea noastră și ceea ce ne-am propus de la început, atunci când am demarat activitățile SAS, cred că acum vreo 4 ani. Noi ne-am gândit inițial să facem din acest SAS un loc în care creativitatea, implicarea studenților, dar și a colegilor noștri profesori, să fie într-un context în care să putem să valorificăm cât mai mult implicarea lor într-o manieră în care să fie utilă pentru toată lumea, inclusiv pentru universitate. Și aici nu vorbesc doar despre activități de antreprenoriat pentru studenți. Practic, SAS în cei 4 ani a devenit un loc prielnic ideilor foarte bune și interesante și un loc preferat de mulți studenți care în momentul de față își doresc foarte mult să facă parte din activitățile SAS. Ca să aveți așa o imagine de ansamblu, noi ne-am propus inițial un funnel pe care l-am definit cu câțiva colegi și acest funnel are mai multe etape. Practic, SAS este un vehicol prin care noi operaționalizăm acest funnel de activități în care introducem cât mai mulți studenți din toți anii, de la toate facultățile Universității de Vest din Timișoara, pentru că ne place diversitatea în SAS și de la început am cultivat ideea aceasta a colaborării între studenți cu specializări cât mai diferite. Și acest funnel are niște etape, după cum spuneam. În prima etapă vin mulți studenți, participă la activitățile noastre, sunt studenți de anul întâi, sunt studenți de la masterat, de la toate ciclurile, dar cum ajungem mai în capătul funnel-ului, activitățile devin un pic mai complexe, pentru că ideea de bază este ca la capătul acestui funnel de activități să facem un scouting cât mai bun pentru studenți care au idei bune, care au trecut prin diverse etape în care și-au validat ideea, au pivotat, au venit cu îmbunătățiri și-au dezvoltat un model de business, iar la capătul acestui funnel să le oferim niște oportunități. Mai trebuie să spun că Universitatea de Vest și-a asumat acum 3 ani de zile un rol, zic eu, foarte important pentru studenții care au avut dorința de a face startup-uri. Mai exact, noi am gestionat 5 proiecte România Startup Plus în valoare de 10 milioane de euro, în care ne-am dorit să sprijinim și studenții care au idei bune. Acum, la capătul funnel-ului activităților în desfășurare, desigur că va fi Inotech și sper ca în Inotech să intre și să câștigăm proiectele întâi, să avem proiecte Inotech în universitate, dar să avem cât mai mulți studenți care știu ce vor, care au idei bune și care au parcurs deja niște etape. Acum, trebuie să vă spun că noi ne aflăm în al 4-lea an și am tot iterat niște evenimente pentru studenți, niște programe. Poate proiectul nostru flagship este YouStart. YouStart este un program de antreprenoriat pe care l-am pilotat în diverse variante. L-am pilotat inclusiv în acest an și asta cu sprijinul unor studenți și colegi extraordinari care au reușit în pandemie să organizeze un eveniment cu mai multe workshop-uri pe perioada unei săptămâni face-to-face cu studenții. A fost, zic eu, o surpriză foarte plăcută să vedem că se poate face și în pandemia asta. Am avut sprijinul unor parteneri care ne-au ajutat cu spațiu, un spațiu în afara universității,
cu diverse resurse și zic eu că dincolo de faptul că studenții au avut ocazia să lucreze împreună și surpriza plăcută a fost că am avut mulți studenți de anul întâi extrem de preocupați de antreprenoriat și au fost foarte implicați într-un program extrem de intensiv, aș zice eu, cu activitate de aproape 10 ore pe zi. Pe lângă YouStart, pregătim acum un program care se numește Train the Trainers, în care, sau care face parte tot din viziunea noastră pe termen lung, în ideea în care dorim să avem 11 colegi, profesori, ambasadori din cele 11 facultăți ale Universității de Vest, care să promoveze antreprenoriatul în facultățile lor și să, prin intermediul lor, să reușim să implementăm un curs transversal care în semestru 2 să reunească toți studenții din UVT în diverse activități, fie gestionate de SAS, fie spin-off-uri din SAS ca și activități distincte. Mai pregătim un program care se numește Future Science, de promovare a științei și a unor domenii interesante, noi, flagship, către studenți și elevi de liceu. Și desigur că mai avem niște conferințe care au rolul mai mult de a deschide apetitul studenților către activități noi, către antreprenoriat, către o comunitate, pentru că SAS-UVT înseamnă în primul rând o comunitate. Și dacă e să vorbesc un pic despre pandemie, eu zic că pandemia ne-a dat așa o într-un fel o culoare nouă în SAS, pentru că am învățat să ne organizăm mult mai bine de la distanță. Și ce pot eu să spun ca o satisfacție personală este că am reușit să identific studenți care fac parte din board-ul SAS acum și și-au asumat foarte bine anumite activități și eu îi privesc ca niște lideri ai generației lor și mi-a plăcut foarte mult să văd că își asumă la modul foarte serios ceea ce au de făcut și am reușit să descentralizăm un pic activitățile de pe FDI. Ce aș mai vrea să spun este că ne dorim foarte mult să migrăm în online, pregătim o platformă în care studenții să găsească foarte multe informații utile despre proiectele SAS, despre proiecte în care pot fi implicați, dar să vină și cu propuneri pentru activități noi, pentru că, după cum spuneam, SAS este o comunitate în care punem în valoare potențialul colegilor, al studenților, dar dorim să descoperim și să punem în practică idei noi, idei pe care să le creștem și scopul este că aceste idei bune, dacă au o sustenabilitate într-un proiect, cum este acum FDI-ul, să devină niște proiecte ale UVT. Pot să vă spun că în momentul de față, din SAS, există două programe pe care le-am început și sunt pe cale să devină un fel de spin-off-uri pe care să le adopte UVT a la long și să le susțină în continuare. Deci SAS este pentru UVT nu doar un loc unde studenții învață antreprenoriat, ci este un loc unde generăm idei, unde pilotăm idei, vedem ce merge, vedem ce funcționează și construim o comunitate. Asta este SAS UVT și mulțumesc foarte mult colegilor de la universitate care ne-au susținut întotdeauna și au fost foarte apropiați de activitatea SAS. Mulțumesc! Mulțumim și noi, Alex, pentru prezentarea foarte amplă. Felicitări pentru activitatea bogată și bravo pentru faptul că ați reușit să organizați și activități fizice, cum să zic așa, la limita a 3%, 3 la 1000. pentru județul Timiș. Următorul nostru invitat este Costin Ciorici, este expert în antreprenoriat, consultant în afaceri, autor, speaker și trainer. Este conferențiar la Universitatea Ovidius din Constanța și director al Centrului pentru Inovație și Transfer de Tehnologie din cadrul Universității. Costin, te rog!
Mulțumesc mult, Silvi, bună seara, mă bucur mult că sunt conectat, iată, prin online în cealaltă parte a țării. Sper să mă auziți, că sunt într-o zonă unde internetul pare a nu fi atât de bun. Se aude? Da. Ok, perfect. Bun, o să încep și eu prin a face un intro rapid, dar nu foarte mult, fiindcă o mare parte din viziune mi-a furat-o, între ghilimele, Alex. Evident, același tip de abordare l-am avut și noi începând cu 2016, final de 2016-2017, când după ce m-am întors validat, să spunem așa, din experiența de la Rochester, de la un semestru la o universitate americană, am propus conducerii universității crearea unei strategii și asumarea unei strategii pe 10 ani de zile de poziționare a Universității Ovidius ca și hub de inovare și antreprenoriat. Și cumva două dintre direcțiile pe care Alex le-a menționat, și anume să consolidăm în timpul studenților, dar și cadrelor didactice din Universitatea Ovidius, pe de o parte, pe de altă parte, să oferim posibilitatea cât mai multor studenți și cadre didactice să-și manifeste ideile și abilitățile antreprenoriale prin generarea de oportunități pe toate nivelurile, plecând de la, mă rog, o simplă generare și pivotare de idei până la lansare, au fost valabile și la noi, și evident și componenta comunitară de integrare activă a universității ca și jucător în comunitate, la fel prin proiecte cu foarte strânsă colaborare cu mediul de afaceri și cu celelalte, cu ceilalți factori interesați. Și noi în acești 4 ani de zile ne-am constituit încet încet într-un grup extrem de dinamic. Eu inițial am fost cel care a creat SAS-ul, ulterior, urcând puțin mai sus către Centrul de Transfer Tehnologic, am lăsat unei colegi de la Facultatea de Psihologie, care actualmente conduce SAS-ul. Ea între timp a devenit și aprodecan, deci acum o să lăsăm cuiva de la informatică. Dar ce este foarte important este că suntem o echipă de 50-60 de oameni care am reușit să ne consolidăm punct de vedere al cadrelor didactice, și în fiecare an am noi colegi care devin mai convinși că ce facem este bine. Însă ce am observat, și am observat asta nu neapărat în primul sau în al doilea an, dar de anul trecut și anul acesta cu precădere, faptul că din ce în ce mai mulți studenți sunt implicați. Și să vedeți, ironia sorții, cum această pandemie, care inițial se anunța o mare pacoste, a devenit o mare oportunitate pentru noi, fiindcă au început să simtă că pot să fie utile acolo unde chiar știu ceva. Noi, ca și Timișoara și ca și probabil multe alte universități, am derulat și noi sub egida FDI câteva ediții de proiecte ca flagship. La noi există ceea ce noi numim EduTech Solution Teams, este un preaccelerator de idei de afaceri. Suntem la 4-a ediție, 3 ediții au fost clasice, această ediție este pe online, full online. Și ca să trecem pe online, în condițiile în care și noi speram până acum vreo 10 zile că o să putem să organizăm cel puțin atelierul de generare de idei, să-l generăm, să-l facem fizic, nu am luat decizia în ultimul moment să nu. Și foarte mulți studenți au venit și ne-au ajutat ca și voluntari să punem absolut totul pe online în mai puțin de 3 zile. Am avut o participare, o înscriere de 200 și ceva de studenți care au aplicat în cadrul atelierului. Am selectat cele 10 echipe, în momentul de față ele sunt în perioada de mentorat. Ce am mai făcut bun din aprilie sau din martie până acum, apropo de asta, este că am organizat și a doua ediție a școlii de vară Ovidius Innovation and Entrepreneurship Summer School, care a fost făcută cu prezență fizică. Anul acesta am făcut-o pe online. Anul trecut am avut 2 profesori de la University of Rochester ca și guest teachers. Anul acesta am adus unul dintre ei pe online. Ce am mai făcut de asemenea bun este că tot cu ajutorul suportului online, și anul acesta ca și anul trecut, am implicat foarte multe licee, adică liceeni. Practic am dus componenta de antreprenoriat
și către liceu, fiindcă pentru noi este foarte important să cultivăm acest spirit și această comunitate în jurul Universității Ovidius, chiar și la liceeni, astfel încât cea mai mare parte dintre ei să hotărască că vor să continue studiile în Constanța și să nu mai plece, de exemplu, la București. Noi avem foarte mulți care vin din Brăila, din Galați, din Slobozia și așa mai departe, dar destul de mulți constanțeni care aleg să plece în alte centre. Nu e rău, dar vrem să ne ținem totuși vârfurile și acasă și atunci ne ducem foarte mult către ei. Și cu ajutorul instrumentelor online, cu absolut tot ce înseamnă platforme colaborative de tip Zoom, WebEx, Teams, am reușit să derulăm și workshop-uri, și competiții, și cursuri, și iată chiar și conferința rundă de antreprenoriat și inovare, despre care probabil Anca o să vorbească puțin mai târziu, pe online. Deci aș putea spune că am reușit să ne mobilizăm destul de rapid. Nu am simțit foarte mult acest impact negativ al pandemiei, dar ăsta este în primul și în primul rând, și chiar vreau să menționez acest lucru în mod deosebit, este rolul echipei Ovidius Innovation Center, ca și societatea antreprenorială studențească, rolul echipei grupului de suport pentru inovare și antreprenoriat din Universitatea Ovidius, care cuprinde mult mai mult decât doar simpli, să spunem, voluntari în cadrul SAS. Fără ei și fără sprijinul lor, probabil că multe dintre activitățile pe care le-am făcut, și cred că număr cel puțin 4 proiecte de mare anvergură pe care le-am făcut și anul acesta. Am mai avut un grant cu Junior Achievement, care la fel, fiind a doua ediție, anul trecut a fost clasic, acum a fost pe online. Și noi, ca și Timișoara, am gestionat scheme de Startup Plus și am oferit studenților noștri finanțări. Evident, am aplicat și inclusiv la Inotec am lucrat pe online cu mai multe organizații din țară. Deci tot ce pot să spun este că, într-un fel sau altul, trebuie să vedem această pandemie ca pe o mare oportunitate, în primul și în primul rând, fiindcă de mulți ani eu personal și mulți ca noi din universitate ne doream să putem să avem o mai mare flexibilitate în a susține cursuri și de la distanță. Ne-am putut duce către zone mult mai îndepărtate pe care nu le-am fi putut cuprinde fizic. Vezi, de exemplu, licee pe care să le punem în același timp să lucreze cu studenți. Destul de greu în mod clasic, mult mai ușor în mod fizic. Colaborări cu universități sau participări la diferite evenimente a studenților noștri sau la competiții internaționale, cum o să fie cazul celei pe care, la care se vor duce primele 3 echipe din EduTech Solution Teams în Germania la finalul lunii, la mijlocul lunii decembrie. N-am fi putut să trimitem așa ușor studenții în Germania sau cu așa de mici costuri, cum îi putem pune acum. Una peste alta, cred că este o mare oportunitate pentru noi ceea ce se întâmplă acum, fiindcă se accelerează mult procese pe care de mult unii dintre noi ni le doream. Noi, ca antreprenori, le și practicam, însă era foarte greu să conving colegi de la universitate că este mult mai ușor și mai simplu așa. Ori acum, vrem nu vrem, suntem puși în fața faptului împlinit. Eu să mă opresc aici cu laudele, doar să văd dacă pot să fac un share screen apropo de unde puteți afla informații despre noi. De exemplu, avem aici un site al ovidiusinnovationhub.ro, care este site-ul SAS-ului, unde puteți să aflați informații. Și de asemenea, vă recomand să vă conectați dacă vreți, cu Facebook-ul Ovidius Innovation Center, unde vedeți o mulțime de poze drăguțe. Astea erau poze de promovare a competiției cu studenți de anul trecut care au câștigat. Și unde puteți aflați cam tot ceea ce am făcut, o mulțime de poze, o mulțime de postări despre lucrurile la care suntem implicați. Dezvoltăm încet încet o comunitate extrem de solidă, de extrem de implicată. Avem un sprijin mare și din partea conducerii universității și din partea autorităților locale și regionale. Și am intrat în niște parteneriate cu firme mari, gen în afară de Google, cu Cisco, cu
cu firme mari de training, cu diferite companii care organizează competiții sau alte tipuri de programe de antreprenoriat din Europa. Deci putem să spunem că, mă rog, pentru primii 4-5 ani de implementare a acestei strategii, deși suntem doar la jumătate din punct de vedere al timpului și mai sunt foarte multe de făcut, s-au realizat enorm de multe lucruri în Universitatea Ovidiu, având în vedere de unde am plecat acum 4-5 ani de zile. Vă mulțumesc și, ce să zic, aștept întrebări dacă sunt. Mulțumim frumos, Costin. Chiar dacă, uite, briza mării afectează calitatea conexiunii, se pare că a folosit la inspirația de a face o serie de activități foarte multe, care cu siguranță necesită mult mai mult timp pentru prezentare decât putem noi oferi. O să așteptăm și noi cu interes să vedem ce faceți și dacă sunt întrebări pentru voi din partea participanților. Ne mutăm puțin de la malul mării pe diagonală până hăt la Cluj, de unde vine Anca Constantinescu Dobra, conferențiar la Facultatea de Inginerie Electrică a Universității Tehnice din Cluj-Napoca. Anca este coordonatorul activității antreprenoriale din cadrul SAS UTCN, implicată în multe proiecte de cercetare și specializată pe strategii de marketing pentru IMM-uri, cercetări de piață, în special pe industrii IT, automotive, medicală și multe altele. Dar o las pe Anca să vă spună mai multe. Anca, te rog. Bună ziua, mă bucur că particip la această întâlnire și că colegii mei din toată țara au activități foarte susținute în zona aceasta a antreprenoriatului. Aș dori să vă spun câte ceva ce din activitatea noastră, a celor de la Universitatea Tehnică și a SAS-ului din Cluj. Nu știu dacă se vede prezentarea. Da, e în regulă. Da, e în regulă. Se vede. Și în măsura în care și reușim, am un coleg din zona de un student care este coordonatorul tuturor voluntarilor și în partea a doua a prezentării, foarte, foarte pe scurt, o să rog să spună și părerile lui din perspectiva unui student care deja a ajuns în anul 2 la master și își dorește să rămână și la doctorat. Cum a evoluat un pic activitatea de antreprenoriat în Universitatea Tehnică? Așa ca și ceilalți antevorbitori ai mei, am organizat și noi tot felul de conferințe și de workshop-uri. Activitatea antreprenorială în Universitatea Tehnică a studenților de aici era destul de ridicată, în special pe anumite domenii, cum ar fi studenții de la construcții, care erau foarte proactivi și își deschideau foarte multe firme din timpul studenției. Așa că n-am pornit-o chiar de la zero atunci când s-a concretizat societatea antreprenorială studențească în Universitatea Tehnică, ci întotdeauna a existat un interes din partea studenților pentru zona asta antreprenorială și parcă pe măsură ce trece timpul observăm că interesul acesta este tot mai mare. Cum ne-am descurcat anul acesta în ideea în care am trecut pe zona de online? Spre deosebire de ceilalți colegi antevorbitori, aș putea spune că două dintre direcțiile pe care noi am mers au fost foarte sau surprinzător de eficiente în zona de online, însă nu chiar toate și o să vă detaliez în ce măsură. De exemplu, la conferințe și la workshop-uri, dacă înainte, să zicem, la un workshop pe o anumită temă, pentru un anumit tip de sau categorie de studenți, că noi avem 12 facultăți, fiecare cu specialitatea ei, aveam în special sau în medie cam 150 de în auditoriu de studenți. Acum, cu zona de online, am avut către 250, deci audiența mi s-a părut că a crescut la workshop-uri și la conferințe. Însă, ce ni s-a părut că, dar probabil că aici este și nevoie de a interveni din partea noastră organizatorilor,
cu sisteme de suport la partea de mentorat între studenți și oamenii de business. Mi s-a părut că aici, după apariția pandemiei, lucrurile s-au mai așezat, au mers într-un ritm, să zic așa, mai economic. Și de aceea ne-am mobilizat un pic din octombrie începând să legăm lucrurile și să le dinamizăm puțin, pentru că studenții au nevoie de mentorat și ei recunosc, însă partea asta cred că i-a deznădăjduit, să spun așa, sau i-a făcut să nu mai fie atât de activi ca și înainte. Și noi avem o competiție anuală, avem mai multe de fapt, însă una așa arată, de exemplu, una dintre întâlnirile noastre pe timp de pandemie. Competiția pe care o avem în fiecare an în noiembrie se numește Demo Day și de începând de anul trecut am avut două direcții de dezvoltare, concursul de prototipuri, în care făceam o preselecție a celor care doreau să facă prototipuri în avans pentru a le asigura materialele necesare de tipul plăcuțe Arduino sau Raspberry Pi, kituri generalizate, roboței, lucruri care știm că se folosesc în principal în direcțiile astea tehnice, dar anul acesta, de exemplu, la competiția de prototipuri oferim imprimante 3D și le punem la dispoziție mentorat din partea unor persoane care sunt în domeniul respectiv al viitorului business pe care ei doresc să și-l dezvolte. Dar aici vreau să ajung la competiția de idei de afaceri, pentru că această direcție în zona de pandemie, fiind în noiembrie, ne-am hotărât să o facem online și sunt foarte curioasă să văd, doritor sunt că deja avem semnale, însă sunt foarte curioasă să vedem dacă într-adevăr audiența va mai fi aceeași și engagement-ul, motivarea celor care participă și a bobocilor, le spunem noi, cei care cochetează cu ideea de antreprenoriat, dar încă nu sunt hotărâți să facă primul pas în această direcție. Aici, legat de ideea de prototipuri, tot mai complexe prototipuri, am băgat de seamă, de la un an la altul se prezintă la acest concurs și aș dori să vă lansez invitația, fiind aici și studenți și domn profesor coordonator și coordonator de SAS-uri, să participați la Demo Day-ul din acest an, care va avea loc în 24 noiembrie. Oricum o să vă trimitem tuturor informații sau puteți să vă uitați pe pagina de Facebook SAS-UTCN cu rugămintea să veniți cu idei, poate că aveți nevoie în punerea în practică a ideilor voastre și de ingineri sau de viitori ingineri. Și atunci să ținem cont că ar fi, cred că, foarte, foarte interesant să facem echipe multidisciplinare din mai multe universități, fiecare să vină cu o perspectivă proaspătă și nouă asupra unei idei de afaceri. Așa că pe calea aceasta vă lansăm și invitația. Aici avem câteva poze despre legate de evenimentul trecut. Sasha, dacă poți interveni, să... Da, da, bună, mă aud. O să mutați dumneavoastră sau... Da, mut eu. Legat de asociațiile studențe și cum colaborăm noi din SAS UTCN Cluj cu ele, le susținem foarte... mult cu în parteneriatele m-am defibrilat. Avem proiecte comune cu ei. Ei ca și organizații au proiecte pe zona antreprenorială, iar noi îi susținem și ajutăm pe partea asta. De exemplu, aici este un proiect al celor de la Best Cluj-Napoca, unde au o săptămână de traininguri și workshopuri în special pe zona asta de dezvoltare personală, antreprenoriat, afaceri și marketing. Aici intervenim și noi cu diferite traininguri pe care le putem oferi și noi.
Cei de la USUD organizează anual culisele succesului, la fel îi ajutăm și îi susținem, mai ales aici am colaborat cu mentorii respectiv și noi am reușit să-i aducem pe respectivii speaker la ei în USUD. Pe câțiva dintre ei am reușit noi să-i ajutăm să vină să vorbească în fața studenților. Alte proiecte, mai e și PolyHack-ul, care este un hackathon. Tot așa, în zona antreprenorială se axează și cei de la USUD pe hackathonul respectiv. Și ce facem specific pentru a avea o notorietate mai bună la noi în SaaS? Avem un parteneriat de lungă durată cu o școală antreprenorială în IT, care se numește Define School. Până anul acesta a fost organizată offline, dar cu pandemia o să fie o perioadă offline și o perioadă online. Pe ei susținem încă de la începuturile SaaS cu training-uri, cu activități, mai și financiar. Iar ei au efectiv genul de activitate pe care noi îl preferăm, pe zone de antreprenoriat, pe cheamă mentor, destul de avansați în domeniu. Au o notorietate pe piața clujană foarte ridicată la nivel de școală de antreprenoriat în IT. Și colaborăm și vrem să colaborăm cu ei până cât de mult se poate. Acesta este un eveniment pe care el organizează, a fost online acest eveniment. Și ce facem tot pentru notorietatea clujană? Colaborăm foarte bine și foarte strâns cu celelalte SaaS-uri clujene. Aici avem și deschiderea și încercăm să ne gândim poate național dacă putem să găsim o metodă să colaborăm cât mai intens și cu ceilalți studenți și profesori în cadrul asezilor naționale. Așa, next. Nu știu ce mai. Așa. Acesta este ecosistemul de startup-uri din Cluj, prin care și noi suntem implicați destul de intens. Ca și notorietate și ca și vizibilitate. Și, da, ăștia suntem noi de anul trecut de la concursul Demo Day. Și ce vrem să facem, ce am vrut să zic, mai ales pentru studenții care fac parte din SAS și sunt aici prezenți pe live, am vrut să zic că noi anul ăsta ce am făcut în plus pentru societatea noastră, am împărțit cumva societatea în mai multe departamente. Avem 5 departamente. Avem departament de HR intern, de relații cu partenerii, avem departament de design și efectiv toate departamentele am început să le dăm un regulament de ordine interioară pentru fiecare departament. Și asta pot să zic că după o lună de activitate, cam o lună avem, ajută foarte, foarte mult la demersurile proiectelor, la demersurile tuturor activităților pe care le avem. Și o sugestie super bună, dacă cumva nu v-ați creat departamente cu regulamente pe fiecare departament, să încercați să faceți tot posibilul să faceți asta, că o să vă ajute foarte mult. Mulțumesc și toate bune! Un singur lucru aș vrea să mai adaug, să intervin. Până acum n-a fost nevoie, de exemplu, pentru activitatea voluntarilor să ne organizăm foarte atent, dar anul acesta am avut așa o dorință a unui număr foarte mare de studenți să devină voluntari și atunci ne-am ușurat un pic activitatea, am zis că cu asta începem cu organizarea și susținerea voluntariatului în cadrul SAS. Avem și un sediu unde, așa cum a spus și Alex, studenții deja știu și vin și își lucrează la prototipuri acolo și știu că acolo întotdeauna va fi un voluntar care să le dea mai multe detalii și cu acest lucru închei. Vreau doar să vă spun că și noi am început să ne dezvoltăm și zona de online prin faptul că ne dorim să facem un marketplace unde să vină idei de ale studenților să se întâlnească cu mentori sau posibili finanțători de afacerilor lor, dar și să se poată găsi echipe
multidisciplinare, să zicem că Universitatea din Timișoara, tehnică din Timișoara, are nevoie de un om bun pe vânzări sau un om bun pe comunicare și noi avem nevoie de o persoană din zona de agricultură, da? Și atunci cumva un marketplace pe care tot așa când va fi gata vi-l voi trimite să colaborăm în zona asta antreprenorială. Vă mulțumim mult și așteptăm întrebări și sugestii. Mulțumim foarte mult, Anca, pentru prezentarea ta. Observăm că prezentările se lungesc tot mai mult, ceea ce înseamnă că paneliștii noștri sunt tot mai confortabili cu webinarul și mai dornici să împărtășească din experiența lor. Facem un arc peste Carpați și mergem la București, unde ne așteaptă, ca să spun așa, Cosmin Simion, care face parte din echipa Centrului de Antreprenoriat UPB Biz. De aproximativ 4 ani și este implicat în cam toate activitățile desfășurate de centru, dar în special cele de grafică și comunicare. Cosmin, care a fost experiența voastră în această perioadă? În primul rând vreau să transmit salutări tuturor participanților. Evident că această perioadă ne-a afectat și pe noi, la fel ca și pe colegii noștri. Am fost obligați să mutăm toate activitățile în online. O să dau și un share screen imediat. Să îmi spui, te rog, dacă se vede. E ok? Da, e în regulă. Bun. Cum spuneam, am fost nevoiți să mutăm la rândul nostru toate activitățile în online. Nu a fost ușor. Dar, din fericire, noi la centru, după cum spuneam, suntem deja înființați de 4 ani și am reușit să aducem aproape atât studenți cât și cadre didactice care s-au alăturat în rolul de mentori în centru și ne-am mobilizat cu toții și am reușit să implementăm toate evenimentele și toate proiectele în online. Bun. Noi, ca și centru, urmărim cele trei direcții de dezvoltare pe care le vedeți în prezentare, anume cele de educație antreprenorială, mentorat și finanțare. Avem o serie de proiecte și evenimente pe care le derulăm în acest sens. Dacă este ok, eu să vorbesc pe scurt despre fiecare proiect în parte și despre felul în care noi ne-am adaptat ca să-l derulăm în online. O să încep cu acțiunile derulate în parteneriat. Foarte pe scurt, programul Financial Fitness este organizat în parteneriat cu cei de la OTP Bank. Este practic un program de educație financiară pentru studenți oferit gratuit. Dacă până acum noi mergeam la sediul celor de la OTP Bank să ținem aceste workshop-uri, evident le-am mutat în online. Următoarele două workshop-uri, Future Makers și Social Impact Award, o să le unesc deoarece sunt în parteneriat cu cei de la Future Makers, ambele workshop-uri. Pe scurt, cei de la Future Makers veneau în Politehnică și susțineau niște workshop-uri prin care noi îi încurajam pe studenți să găsească idei de business care să vină cu soluții pentru diferite probleme sociale sau diferite probleme pe care noi le putem prevede pentru viitorul apropiat. Startup Europe Comes to Universities este un proiect la nivel european care presupune organizarea unor mese rotunde menite să dezvolte antreprenoriatul la nivel de universități în Europa, să vină cu un set de bune practici care ar putea fi implementate la nivel european. Trecem și la acțiunile interne. Cadrul sesiunilor Meet the Mentors, noi aduceam cadrele didactice care s-au alăturat echipei Biz în calitate de mentori și făceam niște discuții face-to-face cu studenții. Evident, ele s-au mutat în online, am încercat să optimizăm cât mai mult procesul de mentorat, în sensul în care studenții care doreau să participe completau un formular în care își
exprimau problema sau subiectul pe care doresc să-l discute împreună cu mentor, iar noi mai departe facilitam o întâlnire online între mentor și, și student, sau pur și simplu îi puneam în legătură ca să discute, să discute pe mail sau să organizeze întâlniri. Conferințele antreprenori de succes reprezentau o serie de întâlniri ale studenților noștri cu diferiți antreprenori de succes din România. Practic, antreprenorii veneau în fața studenților, își spuneau povestea pe care au avut-o în antreprenoriat, felul în care și-au dezvoltat afacerile. Iar la final avea loc o sesiune de Q&A și, și o discuție liberă între, între studenți și antreprenori. Am încercat prin aceste sesiuni să aducem mai aproape mediul privat de studenți și în felul acesta să-i și încurajăm și să le oferim un model de succes în antreprenoriat. Antreprenori de succes s-a transformat în campania Întreabă un antreprenor. Practic, noi am luat legătura cu o serie de antreprenori cu care am discutat, i-am prezentat pe pagina noastră de Facebook și pe site, iar studenții au avut posibilitatea să ne transmită nouă o serie de întrebări, pe care ulterior noi le-am transformat în interviuri pe care studenții le puteau citi ca să, să afle mai multe despre antreprenorii respectivi, dar și să-și primească răspunsul la întrebare. Concursul Antreprenor în Protecția Mediului era vorba despre un proiect organizat împreună cu Facultatea de Chimie din Politehnică. Practic căutam idei care să vină cu soluții legate de, de mediu și de problemele care, care au loc în, în acest sens. Nu în ultimul rând, avem și noi ca și colegii noștri proiecte finanțate din FDI. Programul Fii Antreprenor este cel mai complex program al nostru și pot să spun cu mândrie că am reușit să-l mutăm cu totul în online, inclusiv cursul de antreprenoriat și cursul de antreprenoriat și examenul acreditat ANC. Evident, au fost niște condiții impuse de către cei de la Autoritatea Națională de Certificări pe care noi a trebuit să le respectăm. Sesiunile de mentorat și dezvoltare s-au mutat în online pe platforma Teams. Fiecare echipă formată din 5 studenți avea întâlniri cu mentorul alocat echipei și au lucrat împreună la dezvoltarea ideii pentru concursul de idei de afaceri care va avea loc tot online. Concursul, mutându-l în online, practic studenții vor completa un formular cu ideile lor și cei care vor ajunge în finală vor trimite un filmuleț de prezentare de tipul elevator pitch în care își vor prezenta ideea. Nu în ultimul rând avem proiectul Upgrade. Dacă trainingurile de soft skills dedicate studenților s-au mutat în online destul de simplu, Gala Antreprenorului ne-a ridicat un pic de probleme și practic în Gala Antreprenorului UPB aducem mai mulți absolvenți, antreprenori absolvenți de UPB care să discute cu, cu studenții din UPB despre traseul lor în antreprenoriat, felul în care, eu știu, universitatea i-a susținut pe partea aceasta și să le vorbească puțin despre oportunitățile care există inclusiv prin înființarea acestor SaaS-uri. Bun, cam atât de la noi. Aș vrea, înainte să termin, să salut această inițiativă a organizatorilor și să felicit pe toată lumea care participă la acest eveniment, pentru că, nu știu de colegii mei, dar eu deja mi-am notat două, trei idei care, pe care noi le putem implementa la SaaS-ul nostru și sper ca și alții să găsească și împreună să găsim metode și acțiuni de îmbunătățire a activităților noastre. Mulțumim frumos, Cosmin. Într-adevăr, scopul principal al acestei întâlniri este să facem un schimb de bune practici între noi, care să ajute până la urmă beneficiarii direcți care sunt antreprenorii, corect, tinerii corect. Antreprenori. Corect. Mergem acum puțin mai înspre nord-est, pe Dunăre, până la Galați, de unde vine următorul invitat de astăzi. Este vorba de doamna Anca Ioana Nicolau, profesor la Facultatea de Știință și Ingineria Alimentelor din cadrul Universității Dunărea de Jos Galați,
care este vicepreședinta Asociației pentru Educație Antreprenorială și organizatoarea Competiției Naționale de Idei și Planuri de Afaceri, Portul Antreprenorial. Anca, te rugăm să ne prezinți ce ați făcut voi la Galați. Bună seara din Galați! Prezentarea mea însă va fi despre Asociația pentru Educație Antreprenorială, asociație care a fost înființată la inițiativa primei cohorte de studenți RAF Fulbright, care a beneficiat de un stagiu de pregătire în educația antreprenorială la Universitatea din Rochester, statul New York. Nu știu dacă se vede prezentarea mea. Da, e în regulă. Această asociație a fost înființată în 2019, deși ideea apariției ei datează din 2016, anul în care cohorta de care v-am vorbit s-a aflat la Universitatea din Rochester. Este o asociație nouă care și-a propus să schimbe ecosistemul educațional din România, adăugându-i latura aceasta de educație antreprenorială. În acest moment, asociația are la activ mai multe activități, dar voi exemplifica doar trei dintre ele, una din categoria întâlnirilor, alta din cea instruirilor și a treia din categoria competițiilor. La categoria întâlniri, Asociația pentru Educație Antreprenorială a organizat Conferința Română pentru Antreprenoriat și Inovare, o conferință inspirată de cea organizată de GCEC și o să aștept întrebări să aflați ce înseamnă GCEC, nu explic acum. Anul acesta a fost a doua ediție a acestei conferințe, prima realizându-se anul trecut la Constanța. Anul acesta conferința a fost online. S-a desfășurat sub deviza Educația antreprenorială, o ușă deschisă carierelor și afacerilor. Și este un loc de întâlnire atât pentru cadre didactice, cât și studenți și antreprenori. Un loc în care pot fi împărtășite bune practici de lucru, dar se pot găsi și parteneri de proiecte și totodată reprezintă o sursă de inspirație în crearea de ecosisteme antreprenoriale în universități. O altă activitatea a fost organizarea unei instruiri sub forma unui workshop realizat de o echipă de la Babson College din Statele Unite. Babson College este, probabil știți, numărul 1 în educația antreprenorială din Statele Unite. A fost o experiență deosebită pentru participanți, participanții însemnând 16 cadre didactice din 16 universități. Unul dintre participanți, știu sigur că se află prezent la această întâlnire și vă poate explica mai multe lucruri despre ce a fost deosebit în această întâlnire. Organizarea întâlnirii a fost posibilă cu sprijin financiar de la Romanian American Foundation.
Iar al treilea lucru despre care vreau să vă vorbesc este portul antreprenorial, o activitate dragă mie pentru că am fost organizatoarea evenimentului. Portul antreprenorial este o competiție de idei și planuri de afaceri. A avut loc la jumătatea lunii acesteia. A adunat 44 de participanți din 7 centre universitare și trebuie să știți că Politehnica Timișoara, organizatoarea evenimentului de astăzi, a avut, cred că, cei mai mulți participanți și premiul întâi are în echipă pe cineva de la Universitatea Politehnica Timișoara, e vorba de Raluca Incicaș. În echipă a fost sprijinită de studenți de la Universitatea Politehnică București, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară București. Subliniez aceste lucruri ca să înțelegeți că echipele nu au fost preformate, ci s-au format în timpul competiției, iar colaborarea dintre studenți a fost benefică pentru că în felul acesta și-au completat reciproc expertiza. În această competiție am reușit să obținem pentru studenți participarea la testul BP10 de la firma Gallup, o ocazie cu care fiecare participant și-a putut pune în evidență calitățile de antreprenor și în urma ierarhizării lor să obțină un profil de antreprenor. Până la urmă, acest test BP10 a stat la baza formării echipelor. Site-ul asociației este startantreprenoriat.eu și găsiți aici informații și despre conferință și despre competiție și despre alte cursuri pe care le mai organizăm. De asemenea, găsiți informații despre cum să deveniți membri ai asociației. Asociația a mai făcut, zic eu, un gest frumos, în sensul că a angajat în activitățile ei persoane care nu erau membre, iar după participare, cu siguranță datorită satisfacției lucrului împlinit prin activitatea desfășurată, au devenit membri ai asociației. Vă mulțumesc că m-ați invitat la această întâlnire. Este un lucru deosebit să vezi că în România începe să înflorească ecosistemul antreprenorial în universități. Mulțumesc! Mulțumim și noi mult, Anca, și te rugăm să închizi prezentarea. Da. Și ca să răspund foarte pe scurt provocării legate de cursul de la Babson, au fost idei legate de antreprenoriat foarte bune, dar eu am plecat cu o pedagogie de predare online excepțională de la cursul lor. Mai departe mergem în partea de nord a țării și avem alături de noi pe Lidia Alexa, care este șef de lucrări la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași și este, așa cum se definește, dânsa un profesionist cu experiență de peste 18 ani în
de practică, atât în antreprenoriat cât și în marketing, atât în sectorul privat cât și în cel public. Lidia, te rog, ai cuvântul. Bună seara! Mulțumesc mult, mulțumesc și pentru invitație și chiar mi se pare foarte fain și eu mi-am notat niște idei și mi se pare valoroasă întâlnirea asta și prin prisma, să zicem, experienței pe care am avut-o când a trebuit să translăm totul în online, pentru că, Costin, tu ai zis la un moment dat că nu ai simțit impactul pandemiei. Eu l-am simțit, deci pentru mine transformarea asta sau translarea asta rapidă între ok, cum făceam lucrurile fizic și acum să facem aceleași lucruri în online fără să știm cum, da, fără să ne învețe cineva, pentru mine a fost o provocare și cred că pentru mulți dintre noi a fost o provocare și una dintre oportunitățile pe care am folosit am participat la tot felul de workshop-uri și webinarii ținute de universități din afară care vorbeau exact despre asta. Ok, cum să faci să-ți muți activitatea în online și în același timp fără să pierzi, nu doar să translezi conținuturi, ci să nu pierzi, da, conexiunea și interacțiunea cu studentul. Și îl întrebasem pe Silviu cum ar vrea să, sau ce ar vrea să povestesc și am zis că eu am să vorbesc și despre asta, da? Despre provocări și despre cum am tot transformat niște lucruri, pentru că da, primele dăți nu ne ești la fel de, nu chiar bine sau unele chiar dezastros, după care tot am lucrat, pentru că până la urmă e o provocare, o să tot repet cuvântul ăsta și nu ne este simplu, da? Să transformăm activitatea, tocmai pentru că, din punctul meu de vedere, bucata asta de educație antreprenorială se leagă foarte mult de, nu știu, conexiunea cu la partea asta de soft skills, nu pot, sau poți să o predai, poți să o lucrezi și în digital, dar cu, se spune, mult mai mult efort și cu mult mai multă atenție, pentru că, la un moment dat, ce am remarcat eu în lucru cu studenții, intervine și, nu știu, aș numi oboseală digitală, da? Faptul că stai tot timpul în fața unui computer, tu student la un moment dat te deconectezi efectiv, tu profesor care te uiți la un ecran, da? Pentru că la un moment dat râdeam cu studenții, le spuneam ok, uneori când eram în sala de curs aveam senzația asta că vorbesc singură, acum când sunt în fața unui computer cu multe camere închise și doar cu niște litere e cumva ca o, da, o certitudine. Vorbesc singur în fața unui calculator, de-aia îmi place că vă văd pe cameră. Bun, din punct de vedere al activităților, și la noi SAS-ul face activități relativ similare cu ce ați povestit și voi, da, pe componentă de educație antreprenorială, de mentorat și coaching și competiții. Ce am reușit să facem a fost anul ăsta, departamentul Ingineriei și Management a organizat prima școală de vară, Sustainable Entrepreneurship Summer School, în format online, și recunosc că eu care m-am ocupat de proiect am avut, știi, prima oară m-am blocat când mi s-a spus ok, puteți să organizați, vă finanțăm, dar da, dacă puteți să transferați totul online. Și recunosc că prima dată am stat câteva zile și mă uitam și pot să fac asta, pentru că cum am gândit-o inițial, n-aveai cum să faci, da? Adică n-avea niciun sens, după care am zis ok, hai să vedem cum era Valentin, hai să vedem partea bună, da? Hai să vedem, să găsim, da, the silver lining. Și atunci am zis ok, hai, trebuie să fie, da? Și cumva am descoperit că până la urmă, ok, a ieșit foarte bine și exact, cred că Anca, tu spuneai că surpriza a fost că am avut mult mai mulți înscriși și mult mai mulți participanți. În același timp am cumva luat și oportunitatea asta de a aduce speaker pe care în mod normal nu ne-am fi permis să-i aducem. Da? Am avut speaker din Statele Unite, am avut speaker din Danemarca, am avut oameni, antreprenori care nu s-ar fi deplasat la Iași să vină să povestească cu studenții pentru că nu ne-ar fi permis timpul, dar în contextul ăsta au putut să participe și să fie acolo și studenții au apreciat foarte mult bucata asta. Și mai avem un proiect care este la nivel de universitate,
Puteți să-mi faceți semn dacă câte minute mai am, că am uitat să-mi deschid timerul și nu vreau să depășesc. Se numește Antreprenor. Ideea de bază a acestui proiect fiind de a oferi cursuri pentru cursuri pe educația antreprenorială pentru studenții de la anul 3 și anul 4 din toate cele 11 facultăți ale universității. Ceea ce e o inițiativă foarte bună și cumva foarte așteptată de noi cei care lucram pe zona asta de management și de marketing. Și doar că aici provocarea din punctul meu de vedere care am lucrat cu studenții a fost că am lucrat cu serii foarte mari. Am lucrat cu 70, 80, 90 de studenți odată. Și, ok, cum îi ții engaged? Cum interacționezi cu ei? Cum te asiguri că nu au plecat pe Netflix și că nu s-au deconectat? Pentru că pur și simplu s-au obosiți, nu neapărat că... Și atunci am testat tot felul de aplicații. Acum am ajuns la... Lucrez cu Miro, care este o aplicație de lucru colaborativ la care am plătit, mi-am luat abonament tocmai pentru că mi s-a părut extrem de utilă și de valoroasă și pot să o folosesc cu toți studenții mei. Și am remarcat o schimbare și am remarcat o schimbare în bine, da, din ceea ce privește interacțiunea și implicarea studenților și inclusiv cum se termină cursul, da? Deci nu sunt mai activ și mai cu energia mai sus când terminăm decât când începem. Ăsta e un semnal bun, pe semnalul ăsta mă bazam și când lucram cu ei în sală. Dar overall cred că putem să facem multe dintre activități și să producem rezultate și să îi păstrăm activ, dar în același timp eu cred că e și o perioadă, spusesem la început, e și o perioadă în care trebuie să fim și foarte empatici, că toți suntem pe zona de antreprenoriat și de soft skills și să fim și foarte deschiși și să înțelegem că și pentru studenți e foarte dificil să fie implicați tot timpul și să fie activi tot timpul, așa cum și pentru noi uneori e provocator și dificil să fim... Să vorbim în fața unui computer și să fim lipsiți de interacțiunea asta directă cu studenții. Dar dacă mai aveți întrebări, eu nu știu, cred că am depășit. Am depășit, ok. Dacă aveți întrebări, eu vă răspund cu drag și mulțumesc încă o dată pentru invitație. Mulțumim frumos și noi, Lidia, pentru această interesantă prezentare. Într-adevăr, această pandemie, uite, ne dă posibilitatea și oportunitatea să ne vedem într-un format în care ar fi fost mai greu față în față. Iată-ne din toate colțurile țării azi împreună, aici. Am văzut că avem inclusiv participanți din Republica Moldova care asistă, deci depășim granițele, ca să spun așa. Trecem la cea din urmă prezentare a serii, deja nu mai e zi, e seară, și ne mutăm chiar în centrul României, la Sibiu, de unde vine Valentin Grecu, șef de lucrări la Departamentul de Inginerie Industrială și Management al Facultății de Inginerie din Universitatea Lucian Blaga, trainer pe educația antreprenorială și implicat în activitățile EduHub SAS al Universității Lucian Blaga. Mai multe îl voi lăsa pe el să vă dezvăluie. Bună seara, sper că mă auziți. Cred că s-a blocat Vlad și sper că nu eu m-am blocat. O să fac imediat un share la ecran și sper să mă încadrez în cele 5 minute când o să vă prezint educația sau activitatea centrului EduHub, SAS-ul Universității de la Sibiu. O să încerc să vă prezint doar activitățile pe care le-am desfășurat în timpul pandemiei și cum am reușit să depășim aceste probleme. Spiritul antreprenorial este printre valorile instituției pe care o reprezint și noi am încercat să păstrăm standardul sus și în timpul pandemiei. Aici, în slide-ul ăsta, sunt câteva dintre activitățile pe care le desfășoară EduHub. O să vi le prezint cronologic pe cele care le-am desfășurat în pandemie, din momentul în care a început lockdown-ul până în prezent. Innovation Labs este
Ultimul eveniment pe care l-am organizat față în față, hackathonul pe care l-am desfășurat în 7-8 martie, și după cum se vede în slide-urile astea, deja eram pregătiți și atunci cu dezinfectanți pe fiecare masă și cu flori, pentru că era 8 martie, pentru fete. Așa cum zicea Lidia, eu am decis să mă axez pe partea plină a paharului în perioada asta și la fel cum au observat și colegii mei, am avut acces în perioada asta la mentori care probabil nu am fi putut avea acces și din țară și din străinătate. Am constatat o prezență mult mai crescută a participanților, am interacționat relativ bine și activitățile online au permis și un pic de flexibilitate. Poate că și de asta au fost mai prezenți la întâlniri. În poza din dreapta este trimisă de o studentă care ne arăta că ea era pe munte, dar a participat și la workshop-ul nostru. Cum am reușit să îi ținem implicați pe studenții de la Innovation Labs, care perioada de mentorat a noastră a durat 7 luni aproape, am folosit Google Classroom, o platformă cu care ei deja sunt familiar pentru că o folosesc la celelalte cursuri. Aici am invitat pe mentori să aibă rol de profesor, au putut să le dea assignment-uri, tot felul de teme, tot felul de task-uri și au oferit feedback fiecarei echipe și am creat pentru fiecare echipă o dădacă, am zis noi, practic un membru din EduHub care a fost în permanent contact cu echipele, am avut grupuri de WhatsApp, am comunicat săptămânal și am ținut engaged, apropo de ce zicea Lidia. O altă activitate a fost participarea la competiția Compania Anului organizată de Junior Achievement. Anul ăsta două echipe din Sibiu au reușit să se califice în finală. O echipă a câștigat Best Marketing Plan și cealaltă echipă au câștigat Marele Premiu, Company of the Year, și au reprezentat România la faza europeană a competiției. În colțul din dreapta jos îi vedem chiar în finala care se organiza în Grecia anul ăsta și au participat din spațiul nostru. Avem un hub. Costin menționa despre proiecte finanțate din programul România Startup Plus. Avem și noi un program de genul ăsta care a trebuit mutat în online. Am avut o platformă dedicată pentru a păstra comunicarea cu antreprenorii, pentru monitorizare, pentru validare dosare de achiziții și alte activități specifice proiectului. A funcționat foarte bine. Învață de la inițiativă pe care o derulăm împreună sau în parteneriat cu British Romanian Chamber of Commerce și aici ne dorim să aducem în fața studenților antreprenori care să le povestească despre activitatea lor, despre ce au învățat ei din viața de speaker și de antreprenor. Rolul acestor întâlniri este de awareness, să cumva să-i familiarizăm pe studenți cu ideea de antreprenoriat. Din nou am constatat o participare mult mai numeroasă și mai mult activitățile sau conferințele astea le transmitem și live pe Facebook și atunci reach-ul este un pic mai mare decât de obicei. Avem și noi un program finanțat prin FDI și prin acest program organizăm, printre altele, un curs facultativ pentru studenți, indiferent de facultatea din care provin sau de specializare. Cursul este acreditat ANC și ăsta este un argument, să zicem, pentru studenți să se înscrie și mai mult ca să îi atragem, avem colegi care recunosc implicarea în aceste programe pentru activitatea de la seminar. Și acum, la final, o să vă povestesc despre ultima activitate pe care o desfășurăm, se numește Sibiu Impact Makers. Aici este o poză de la ediția din 2019, când întâlnirea s-a desfășurat față în față. Ne dorim dezvoltarea antreprenoriatului social și împreună cu 80 de participanți am aplicat metodologia de design thinking ca să găsim soluții la probleme din comunitate. Metodologia asta presupune foarte multă interacțiune, colaborare, comunicare, e o chestie foarte vizuală. Lidia povestea de Miro. Noi am găsit o altă soluție pentru
translatarea acestei metodologii din offline în online. La final, o să vă zic imediat cum facem. La final, studenții își prezintă ideile în fața unui juriu format din oameni experimentați, antreprenori, cadre didactice, reprezentanți ai comunităților locale. Și așa cum spuneam, în contextul COVID am fost forțați să translatăm ceea ce vedem în imaginea de sus, o interacțiune cu post-it-uri, cu vizual, cu spațiu de lucru colaborativ, din offline în online. Și în imaginea de jos se vede cum arată programul nostru în momentul de față. Am cerut un mini-grant sau am obținut un mini-grant de la Junior Achievement și împreună cu partenerii pe care îi vedeți în acest slide am inițiat programul CBU Impact Makers versiunea 2.0, adică în online. În contextul unei lumi plină de schimbări, cu un ritm foarte plin de incertitudini, cu un ritm foarte alert de schimbare, ne-am gândit să oferim o experiență educațională, interdisciplinară, reală, practică și cu impact pentru studenții noștri. În programul ăsta avem 127 de studenți implicați din 3 facultăți și, așa cum spuneam, am constatat că e o rețetă bună să le echivalăm activitatea la seminar pentru implicarea în astfel de proiecte. Avem un facilitator din mediul de afaceri, am avut invitați din Statele Unite și energia este destul de bună în proiect. Aici e doar un screenshot de la una dintre cele 24 de echipe. Platforma pe care o folosim, dacă Lidia spunea despre Miro, noi am achiziționat licență pentru Sprintbase. Este o platformă de lucru colaborativ, cum spuneam, special concepută pentru implementarea metodologiei design thinking. Provocarea este să încercăm să regândim experiența educațională a studenților în mediul online, în contextul actualei pandemii. Și ce se vede în slide sunt informații, să zicem, pe care studenții le-au colectat în faza de empatie și de field research și suntem în plină desfășurare a acestui proiect. La final, își vor prezenta ideile în fața unui juriu și cred că am depășit și eu timpul. Dacă aveți întrebări, mă puteți contacta pe mail sau acum să stau la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumim foarte mult, Vali, și te rugăm să închizi prezentarea. Mulțumim din nou. Eu, unul, sunt foarte impresionat de fiecare dată când văd poze de la activitățile din anii trecuți, prealăturate cu poze de la activitățile de anul ăsta, pentru că este o diferență cumva foarte mare și mi se pare că pozele din anii trecuți sunt cu totul din altă lume, cum ar veni, da? Nu mai corespund cu ce se întâmplă astăzi. Între timp, voi da drumul la un sondaj și rog pe participanți să încerce să răspundă la întrebări, pentru că suntem foarte curioși de ceea ce au să ne transmită și o să-l citesc și foarte pe scurt, pentru că cei de pe care ne urmăresc live pe YouTube și Facebook nu pot să-l vadă. Prima întrebare se referă la dacă ești antreprenor sau nu. Da, nu, dar doresc să fiu. Și a doua întrebare se referă la ce te-ar fi necesar pentru a te dezvolta din punct de vedere antreprenorial. Aici putem să ne gândim la cursuri educaționale, unelte digitale, networking, webinarii, workshop-uri, eu știu, oportunități de finanțare a afacerii sau informații legislative mai bune. Până când participanții răspund la întrebări, eu aș vrea să vă provoc la o primă discuție și să vă întreb în felul următor. Care a fost atitudinea studenților cu care ați lucrat în această perioadă vis-a-vis de pandemie și cum s-a reflectat ea în ideile de business cu care ei au venit? Au privit-o ca pe oportunitate? Au venit, să zicem, cu idei de afaceri care se pliau mai bine pe pandemie decât în perioada în care lumea era mai normală, ca să spun așa? Dar dacă ați ținut contactul cu echipe cu care ați lucrat în anii anteriori și care au deja un startup lansat, cum au
privit ei și cum au trecut peste perioada aceasta? Cine îndrăznește să ne spună? Aici. Te rog, Cosmin. Noi de curând am organizat și încă mai organizăm, este o serie de workshop-uri care se numește Creativity and Innovation. Cadrul workshop-ului, practic, studenții sunt provocați și învățați cum să își dezlănțuie creativitatea, cum să o folosească într-un scop pozitiv și cum să folosească creativitatea în business. Și unul din lucrurile pe care le-am observat la ei, urmărindu-i la aceste workshop-uri, e faptul că ei tind să devină creativi și să vină cu soluții doar în momentul în care li se pune în față o problemă. Iar studenții de la noi din Politehnică, cel puțin cei cu care am ținut noi legătura și cu care discutăm, s-au adaptat destul de bine la partea asta de online cu business-urile lor. Evident, mai puțin cei care aveau business-uri mai convenționale, de tip magazin sau în turism, da? În domeniu grav afectat și care suferă în momentul de față de soluții aplicabile digital, ca să zicem așa, da? Impresia mea asta a fost că ei tind să devină creativi și să găsească soluții de a se adapta la online, dar în momentul în care se lovesc de probleme și nu au tendința să prevadă aceste probleme. Ok, deci pandemia a fost o ocazie excelentă ca să le oferă o problemă la care ei să caute o soluție. Da, corect. Foarte interesant. Cine mai vrea, poate dintre invitații care au vorbit în prima parte a webinarului? Aș interveni eu, dacă dai voie. Te rog, Alex. În primele etape ale SAS, în primii ani, noi am încercat să-i challenge-uim pe studenți, adică să-i direcționăm un pic spre niște challenge-uri care să fie cât mai reale. Nu neapărat pentru a arde niște etape, dar pentru a-i familiariza cu probleme reale pe care ei ar putea să le rezolve. Anul ăsta, deși am organizat face-to-face cu studenții, am văzut în abordarea ideilor lor câteva, hai să spunem, oportunități în perioada asta de COVID. Am văzut și idei de posibile startup-uri care să deservească prin servicii diverse nevoi. Iar legat de a doua ta întrebare, în ultimii 3 ani UVT, nu neapărat SAS, dar o parte, chiar și o parte din studenții SAS, dar UVT a generat 200, cred că în jur de 230 de startup-uri prin programele Startup Plus. Și am păstrat legătura cu o parte din studenții noștri care au accesat aceste granturi. Acum, evident că ei sunt undeva spre sfârșitul proiectului. Până acum a fost bine că au avut resurse, au primit aceste granturi. Unii și-au reconfigurat afacerea, alții au găsit oportunități. Acum nu pot să generalizez dacă le merge mai bine sau mai rău. Dar ce pot să-ți spun este că caută soluții și asta e foarte bine, atâta timp cât văd oportunități și ar putea să le valorifice, zic eu că e un plus pentru ei. Ce aș mai vrea să zic este că văd în educația antreprenorială oarecum și o lipsă destul de mare într-o abordare mai pragmatică sau pentru o abordare mai pragmatică, adică să încercăm să-i direcționăm pe studenți către probleme reale, către tehnici, uite cum povestea colegul nostru de la Sibiu, să folosească diverse tehnici prin care să identifice pattern-uri, să identifice nevoi reale, să adreseze o soluție adaptată unei nevoi care există și pe care o pot exploata. Cred că aici, cel puțin noi, ar trebui să lucrăm mai mult și un centru de antreprenoriat care să aibă resursele astea, cred că ar fi un foarte mare plus. Nu mai vorbesc de competențele celor care fac lucrurile astea. Mulțumesc tare mult. Uite că sunt diverse soluții și da, te rog, Liviu. Aș vrea și eu să adaug două, trei vorbe, cumva în conexiune cu ce au spus antevorbitorii mei.
și cu ce a spus Lidia mai înainte. Aș pleca de la pozele pe care le-a prezentat Valentin, în care erau, cred că remarca asta ai făcut-o și tu, în care erau foarte, foarte mulți studenți. Studenți la aceeași masă. Studenți și subliniez, unul lângă altul. Da? E, în alte prezentări am văzut ecrane. Ecrane de pe Zoom, de pe Google Meet și așa mai departe. Nu se pare că e oarecare crevasă, apropo de provocările acestor timpuri. Și aș mai aduce discuție 4-5 cuvinte, poate cheie. Socializare, empatie, sentimente, înțelegere, comunitate, ajutor. Cum le privim, cum primim aceste cuvinte în cheia, era o întrebare în cheia aceasta online-ului, inclusiv legat de educația antreprenorială. Era o întrebare, și din păcate niciun dintre noi a răspuns la unei doamne legate de, pe chat, de dacă am fi ajuns studenți sau oameni de afaceri, noi cu toții, dacă nu ar fi existat un învățător sau învățătoare și dacă nu ar fi fost pregătiți față în față. E greu de spus acum, dar probabil că doamna Ungureanu Floarea are aceleași neliniști ca și noi. Pentru că, se zice că un dascăl, William Arthur Ward era un scriitor american, zicea că un dascăl mediocru doar îți predă, unul bun îți explică, unul foarte bun îți demonstrează, iar unul excelent te inspiră. Iată că vorbeam de inspirație. Câți dintre noi pot inspira în aceste condiții și cum o fac? Sigur că se poate, dar întrebările rămân dincolo de problemele pe care le ridicăm. În ce măsură reușim să inspirăm pe studenți, pe zona de antreprenoriat, dar numai pe zona de educație, că majoritatea dintre noi suntem dascări, da? Reușim să inspirăm dincolo de aceste ecrane negre pe care Lidia le evoca. E o provocare, într-adevăr, și ăsta este un cuvânt cheie. Trebuie să vedem cum reușim să depășim. Și apropo de altă întrebare, scuze că sunt foarte lung, dar era o întrebare legată de modul în care studenții și cei implicați în zona de antreprenoriat în diverse entități SAS din universități ar putea colabora. E o idee foarte, foarte bună. Ar trebui să ieșim fiecare din bula noastră și să reușim să punem în relație, bun, și pe mentor, să zicem, dar mai ales pe studenți. Pentru că mi se pare că ar trebui să colaboreze studenții de la SAS-ul PT cu SAS-ul VT, cu la Universitatea Tehnică din Cluj și așa mai departe. Pentru că ei sunt, în primul rând, beneficiarii, hai să zicem, acestei munci. Deci mi s-ar părea, în primul rând, important să-i punem în conexiune, sigur, sub îndrumarea noastră, dar să-i punem în conexiune pe acești studenți și ideile lor. Mulțumesc mult, Vlad. Și mulțumesc, Silviu. Mulțumim și noi, Liviu, și ar fi un punct foarte interesant și poate nu un plan de acțiune, dar o idee puternică cu care să plecăm de la acest webinar. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să închei poll-ul și să vedem rezultatele. Am să distribui rezultatele ca să puteți vedea și dumneavoastră ceea ce s-a răspuns și îl rog pe Vlad să comenteze un pic rezultatele. Da, deci iată, și pentru cei care ne urmăresc pe YouTube și pe Facebook și nu pot să vadă aceste rezultate, avem mai mult de jumătate din participanți care nu sunt antreprenori, dar doresc să fie, și eu personal vreau să cred că și prezentările entuziasmante ale invitaților noștri de astăzi au avut un rol în acest vot, pentru că iată, când știi că și vezi că ai un suport în spate în toată țara, altfel pare treaba antreprenorială. De asemenea, aș vrea să interpretăm puțin și să discutăm cu invitații noștri despre rezultatele la întrebarea a doua. 75% dintre respondenți au spus că i-ar ajuta cursuri educaționale pe latura aceasta antreprenorială. 65% au ales varianta de oportunități de finanțare. 47% acces la un pachet de informații legislative, 44% sesiuni de tip webinar workshop și
mai puține opțiuni, 39% pentru unelte digitale și 28% pentru o rețea de networking. Aș invita participanții noștri de astăzi dintre paneliști să interpreteze aceste rezultate de la a doua întrebare. De ce oare simt studenții sau colegii noștri cadre didactice o lipsă în aceste direcții? Și cumva i-aș ruga poate pe cei care n-au reușit să răspundă la întrebarea lui Silviu să aibă acum această oportunitate. Aș dori eu să fac o observație. Recunosc că m-a surprins rețeaua de network, că foarte puțini au bifat aia cu networking. Nu știu dacă e faptul că am fost în state și experiența din Statele Unite ne-a demonstrat cât de important este networking-ul, da? Și faptul că noi suntem în seara aici, în seara asta aici cu toții, datorează faptului că suntem într-o oarecare rețea și colaborăm pe diverse aspecte. Și cred că asta este o chestiune care trebuie, să spunem, avem un rol de a face awareness, da, pentru studenții noștri, cât de valoroasă este rețeaua pe care o construiești. Și noi avem cultural aia cu să lași loc de bună ziua, da? Putem să transformăm asta într-o valoare pe care după aia să o putem transla și în zona de antreprenoriat, da? Să te poți tot timpul întoarce și să creezi o colaborare cu cineva. Mă surprinde și faptul că sunt atât de mulți care au punctat partea asta educațională, dar în același timp noi avem, cred că și cultural, nevoia asta de a ști cât mai mult înainte de a începe, ceea ce pe de o parte este o chestiune bună, da, pentru că te documentezi și studiezi, pe de altă parte ai nevoie de mentorat și ai nevoie de cineva care să-ți spună când să te oprești din citit și să te apuci să faci ceva, da? Pentru că uneori putem să luăm procesul de învățare pe zona de antreprenoriat ca și o formă de delay, da? Ca să nu știu destul de mult, nu sunt destul de bun, ar mai trebui să știu și aia și atunci nu mă apuc să fac. Și aici cred că de fapt avem nevoie de toate și aici intervine rolul nostru, de cum spunea domnul Brăiloiu, da, de inspirat, nu doar de livrat informație și de creat acel cadru. Da, Cosmin spunea că dacă au o provocare, ei merg și se duc să o rezolve. Eu văd lucrurile că studenții mei pot fi, sau studenții în general, pot fi foarte creativi din extrem de multe puncte de vedere dacă li se creează un cadru potrivit. Dacă ești acolo, nu să îi împingi, ci pur și simplu să le creezi cadru și să le dai libertate. Și după aia se surprind pe ei. Cred că am vorbit cam mult. Mulțumesc! Mult, dar bine! Lidia, într-adevăr, ai punctat câteva chestiuni esențiale. Sunt foarte curios, văd că așa mai deschid câțiva dintre colegi și au deschis microfonul. Liviu, te rog. Doar o observație la ce a spus Lidia. Am participat împreună cu o parte din colegii de la SASU pe tea seară la un curs ținut de Vlad Stanciu, un coleg al nostru, cei din Timișoara îl cunosc. Și era acolo, apropo de întrebări și de temerile tinerilor care încep activitatea antreprenoriat, le era teamă de eșec, da? Și poate de aici nevoia de a învăța cât mai mult, nevoia de a participa, nevoia lor de a reușite din acest chestionar, de a participa la cursuri de formare, să zicem. Pentru că le teamă. Și de ce? De eșec. Atunci vor să fie informați, educați. Asta în conexiune cu ce am făcut cu întâlnirea de aseară. Mulțumesc mult, asta a fost scurta mea intervenție. Mulțumesc, Liviu. Cred că l-am văzut și pe Vali. Eu aveam doar o chestie pe care aș vrea să aduc în completare la ce spunea Lidia. Cel mai important lucru pe care l-am învățat eu în facultate a fost de la un profesor de investiții și le și transmit studenților mei lucrul ăsta și el le spunea așa, ca să reușești în viață trebuie să știi să dai un telefon. Și cu alte cuvinte, important să ai un network cât mai mare și cât mai divers. Atât am vrut să adaug. Mersi. Doar ca să te completez, scuze, și trebuie să și răspundă. Corect, așa este. Așa e. Cred că l-am văzut scuză-mă, Vali. Cred că și Cosmin încearcă
a încercat să ne spună de vreo două ori ceva. Și Anca, Anca vrea să spună. Și Anca, ok, n-am văzut-o. Să o lăsăm pe Anca mai întâi și spun și eu imediat. Nu-i nimica, eu am să citesc pe Florin Talpeș, cel care a înființat Bitdefender, compania cunoscută și la nivel mondial, companie românească, care a spus că în momentul de față în România finanțarea nu mai este o problemă, ci mentoratul. E nevoie de mentorat. A spus acest lucru pentru că întâlnind viitorii oameni de afaceri și-a dat seama unde ar trebui intervenit. Iar faptul că multe dintre competițiile care se desfășoară în prezent legat de afaceri și planuri de afaceri vizează și o componentă educațională și o componentă de mentorat, cred că este un lucru foarte bun. Iar ca să răspund la altă întrebare legată de frica de eșec, în Statele Unite am învățat că eșecul este ceva pozitiv, pentru că vei învăța totdeauna ce trebuie să faci la următoarea încercare. Mulțumesc! Mulțumim, Anca! Foarte frumos ai spus. Într-adevăr, așa este. Și sper să rețină participanții noștri de astăzi acest lucru. Cosmin, revenim la tine. Da, mulțumesc. Apropo de nevoia aceasta poate prea mare de cunoaștere a studenților și de frica de eșec, am să redau un sfat pe care studenții noștri l-au primit aproape în unanimitate de la toți trainerii și de la toți antreprenorii care au venit în fața lor. Nu trebuie să știi tot. Da? Bill Gates nu știa contabilitate și nu făcea contabilitate la compania lui. Nici Steve Jobs. Concentrează-te pe ceea ce știi. Unul din componentele cele mai importante ale unui antreprenor de succes este crearea echipei și gestionarea echipei. Iar pentru asta ai nevoie de un set destul de mare de soft skills. De aceea le recomand tuturor studenților să meargă la orice workshop de soft skills găsesc, fie că e vorba de comunicare sau, eu știu, management al echipei. Orice soft skill e bun și e util în antreprenoriat, poate mai mult decât să fii educat în antreprenoriat. Asta e și o părere personală. Mulțumim frumos, mulțumim tuturor, chiar foarte entuziasmante sfaturile pe care le-ați transmis și se vede că vin din experiența lucrului vostru cu studenții și cu activități antreprenoriale. Și noi avem o tradiție aici la webinarile împreună online. Îi rugăm pe speaker să încheie prin a rosti un cuvânt, un singur cuvânt despre viitor. Îndrăzniți. Curaj. Empatie. Leadership. Comunitate. Optimism. Succes. Viață. Vă mulțumim încă o dată pentru participare, vă mulțumim pentru prezentările voastre foarte frumoase. Ne-am mai relaxat așa un pic acum și ne-am dat drumul după ce a trebuit să susținem prezentarea pe care ne-o pregătisem. Mulțumim participanților care ne-au însoțit pe parcursul acestui webinar și îi salutăm aici, atât aici pe Zoom, cât și live pe YouTube și pe Facebook. Toată lumea care a participat va primi un badge, un badge certificat digital de participare. Dacă ați participat live, o să vă rugăm să nu uitați să completați formularul pe care colegii noștri vi l-au pus în comentarii. Dacă ați participat pe Zoom, automat avem datele noastre de contact. Pentru următoarele evenimente, las pe Vlad să vă spună ce vă pregătim și să încheie. Mulțumesc, Silviu. Într-adevăr, săptămâna viitoare
Nu vom organiza un webinar împreună online efectiv, ci vă încurajăm să participați la lucrările European Online and Distance Learning Week. Colegele mele pun în chat link-ul. Este o săptămână întreagă, mai mult de o săptămână de webinarii și dezbateri extrem de interesante pe teme de actualitate din domeniul educațional. Este gratuită, deschisă pentru absolut oricine, iar echipa noastră este implicată în mai multe din zilele acestei săptămâni cu prezentări și dezbateri, după cum am zis, deosebite. Vă mulțumesc și eu tuturor pentru prezență, participanți și mai ales invitați. A fost o plăcere să vă ascultăm și eu personal abia aștept să ne și cunoaștem față în față după ce trece această perioadă. O seară frumoasă! La revedere! La revedere! O seară frumoasă tuturor! La revedere.